cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț, în direct aici, din studioul Mesagerului de Neamț, situat în punctul zero al municipiului Piatra Neamț, adică piața centrală, unde totul se negociază și se discută. Înainte de a intra în forță în emisiune cu invitații de astăzi, sunt obligat să vă prezint două minute mesagerul numărul 542. 542, Mesagerul de Neamț. Pe prima pagină avem personajul central al județului de după ce am avut condamnări și prăbușiri de poduri, Ionel Arsene, care pe prima pagină apare cu lucrând, a la Dinescu, dacă țineți minte, lucrând și spune Ionel Arsene, recunosc. Apropo de podul de la Nusca, cine este curios să citească mai departe, poate chiar și invitații vor fi curioși să afle ce recunoaște domnul Arsene apropo de podul de la Nusca, vom vedea. În rest, mai multe lucruri, poate la finalul emisiunii. Acum să trecem la chestiuni, la ordinea zilei. Nu-i așa că vă interesează pe toți ce se întâmplă cu prețurile care o iau razna la combustibil și nu numai. Vă interesează ce se mai întâmplă prin județ. Așa că astăzi avem un mic comando, ca să spun așa, un mic comando de factură liberală în studio. Președintele Partidului, George Lazăr, secretar de stat la Ministerul Energiei. Bună dimineața! Bună dimineața! Împreună cu domnul senator Eugen Țapu Nazare, care înainte... Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Care când a venit, l-am întrebat zahăr la cafea și a spus fără zahăr. E, am uitat de când n-am mai fost când bea cafea fără zahăr. Asta este o formă subtilă de invitație și la alte emisiuni. Domnilor, bine ați venit în emisiune. Eu îmi frec mâinile pentru că astăzi voi vorbi puțin. Deci sunteți doi, așa că vă rog să discutați dumneavoastră. Țineți cont că eu sunt un moderator pasiv astăzi. Voi bea cafeaua și vă voi asculta. Breaking news am pe presa centrală. Guvernul va compensa la pompă prețul la motorină și benzină pentru 3 luni. Asta după ce am asistat în ultimele zile, pe principiu când pisica nu e acasă, opoziția de la putere joacă pe masă împreună cu opoziție, am asistat la tot felul de contre de partid apropo de activitatea guvernamentală. Adică, hai să mă explic, domnul prim-ministru și cu mai mulți alți domni au plecat la Dubai. Emiratele Arabe. Nu, în Emirate. În Emirate, nu la Dubai. Eu eram obișnuit ca lumea bună să plece la Dubai. Așa. Și au apărut critici cu privire la activitatea domnului Popescu, ministru, care are în portofoliu zona aceasta. Și acum această știre. Guvernul va compensa la pompă prețul la motorină și benzină pentru 3 luni. Oricum știți mai multe lucruri decât mine, vă invit. Cine dorește? Să rog pe domnul senator să intervine aici. Că da. Rupeți pisica, domnul senator, rupeți pisica. Bine, o rupem. Nu e nicio pisică. Acum, lucrurile sunt clare. Economia mondială este globalizată și nu de azi, ieri, de mai mult timp, da? Inflația n-a plecat din România, ca să fim clari. Uitați-vă că există inflație fără precedent în Statele Unite, inflație fără precedent în toată lumea, de altfel. Și împotriva celor care spun că prețurile energetice cresc inflația, lucrurile stau de fapt invers. Inflația crește prețul la energie și nu invers. Ori,
țineți minte, acum vreo 3-4 ani, că nu mai știu exact, am fost la dumneavoastră și v-am spus exact ce o să întâmple azi. Căutați în arhivă emisiunea. Țin minte că noi am discutat. Ori soluțiile clare sunt de a reduce inflația. Cum poți să reduci inflația? Soluția e simplă, să spunem, dar nu e chiar simplă. Fiind globalizată inflația, poți să diminuezi, să treci mai ușor printr-o criză economică, pe de o parte mărind investițiile și pe de altă parte scăzând drastic cheltuielile statului, consumurile statului. Asta este soluția de bază, pentru că, de exemplu, compensarea pe care o face guvernul e un lucru bun. Dar pe termen scurt, de aia au și prevăzut 3 luni. Pentru că va scădea probabil la înțelegere cu operatorii, cu operatorul principal, cu OMV Petrom, s-a făcut 0,50 de bani să compenseze statul român, 0,50 să compenseze Petromul, pentru că are poziția dominantă pe piață și va scădea cu un leu prețul la combustibil, dar nu se poate întâmpla decât temporar. Bun, și ai negociat doar cu ei, ceilalți probabil ceilalți că vor fi nevoiți să alinieze, că nu vând. Liberă și concurențială se alinează, pentru că altfel nu mai cumpără nimeni de la ei. Da. Combustibil. Acum știți cum este, ne garantează cineva că ei nu vor. Deci vor scădea prețul cu 50 de bani un leu. Un leu. Să ajunge astăzi, practic la prețul din aprilie. Astăzi. Și prețul ăla va rămâne 3 luni? Sau ei pot mări prețul dacă influența prețului? Domnul Bălănescu, începusem să vă explic. Nu pricep eu. Hai să vedem de unde vine inflația. Ca să fim clar pentru toată lumea. Economia globalizată ce înseamnă? E ca și ca să înțeleagă oamenii. Și ca eu, și, în primul rând. Ca și cum toți suntem branșați la o rețea electrică, dar toți. Și dacă se stinge lumina la George Lazar, se stinge și la dumneavoastră, și la mine, și la ceilalți toți. Deci asta e vorba. 2. Inflația, dacă de-aia v-am spus să căutați în arhivă, a pornit după criza din 2008-2010, când atât rezervele federale, cât și Banca Centrală Europeană au pus tiparnițele în funcțiune. Pentru că atunci era o soluție economică bună și nu puteai să prevezi ca economist că o să vină o pandemie de COVID, că o să vină un război declanșat instantaneu de Rusia. N-aveai cum să prevezi lucrurile astea. Atât pandemia cât și război au fost acceleratoare ale creșterii inflației. De aia spun, soluția nu e în consum. Partenerii noștri de la guvernare au propus niște soluții, de exemplu plafonarea prețurilor, care s-au aplicat și în alte țări și rezultatul a fost ca o fricție cu Diana la un picior de lemn. Nimic. Nu au scăzut prețurile, dimpotrivă au scăzut temporar, după care au sărit și mai mult sau au trecut în penurie. Pentru că ce se întâmplă? Companiile din domeniul petrolier, când își formează prețurile, au niște consumuri. Mulți vin și spun, domnule, când era 120 de dolari barilul, prețul era 7 lei și acum când e 110, prețul e 8 lei sau 8,60 sau... Păi componenta de preț nu e numai aceea de la bursă. Aia e principala componentă de preț la combustibil, bursa. Dar pe lângă asta, la noi, de exemplu, specificul nostru, pentru că noi ne luăm marea masă de materie primă, de țiței din Kazahstan, din Marea Caspică, dar o trecem printr-o conductă, de exemplu, Caspian, care trece și prin Rusia. După aia vine cu shipping, cu nave de transport pe Marea Neagră, deci au costuri de transport, acolo mai sunt costuri de asigurare a transportului. Cel mai mare acum, cel mai mare a crescut, cel mai mult a crescut costul de asigurare. 700%. Deci costul de asigurare pe transport a crescut cu 700%. Costul de
transport cu 500%, ca să știe oamenii despre ce vorbim. Pe lângă asta au costuri de rafinare, au costuri de stocare, costuri de distribuție, costuri de furnizare. Și astea formează, adăugând componenta de accize și de TVA care vine la statul român, formează prețul la pompă. Ori lucrurile sunt grave în Marea Neagră, că e război. De aia, 500% au crescut prețurile de transport, 700% prețurile pe asigurări. Deci asta înțelege lumea. Acum mai nou, s-a închis pentru 2-3 luni și conducta caspică, pe unde transporta atât rompetrolul cât și lucoilul țițeiul necesar. Pe partea rusă au zis, domne, din cauza unei furtuni, trebuie să facem reparații. Răspund și ei la sancțiuni. Ori, ce se poate întâmpla? Pentru că aici trebuie o înțelegere foarte clară cu firmele, că firmele astea sunt private din domeniul combustibililor. Ori dacă nu te înțelegi, imediat pleacă la export și rămâi în penurie dacă faci plafonare, da? Păi plafonez. Bun, și ăla dă la export. Dă în Ungaria, dă în Austria, că au închise rafinăriile, dă în Ucraina. Petrolul care ar fi problema? Niciuna. Dar rămâi tu fără. Ori. Aici trebuie un echilibru, de aia premierul Ciuc a negociat și cu operatorii din domeniu și au ajuns la o înțelegere, altfel nu merge. Bun, ei într-adevăr pot să plece, dar având... Scăderea accizelor și a TVA-ului la fel. Nu înseamnă aici... că scade prețul la pompă. Dar eu repet, ca lumea să priceapă. Nu energia creează inflație, ci inflația creează creșterea prețului la energie. Bun, inflația și mă opresc și intrăm în detalii. Da, pe mine mă interesează deocamdată ca simplu... Deci soluția e temporară pe 3 luni de zile. Încă cu carnet. Dacă soluția asta de scădere a prețului îi obligă cumva pe cei care vând motorină, benzină, domnul, ce mai vând? Domnul, noi producem în România 25% din țițeiul de care avem nevoie. 75% vine din afară. Despre asta e vorba. Bun, concluzia este următoarea, zic eu, nu știu, poate greșesc. Guvernul ia măsura aceasta, dar asta nu garantează că peste 2 luni de zile, dacă cresc alte costuri, prețul nu revine la 9 lei. Dar, deci, asta trebuie să înțelegi. Uitați-vă ce se întâmplă cu inflația, nu la noi. Și vă dau cel mai bun exemplu, Statele Unite. Inflația e undeva la 9,2%, da? Adică cea mai ridicată din ultimii 40 de ani. Și Statele Unite, de ce e cel mai bun exemplu? Pentru că este exportator net de combustibil. Pentru că ei, din punct de vedere energetic, n-au probleme. Da, să-și asigure propriul consum și... Acum o problemă. A ieșit domnul Biden aseară, da. Mă rog, ziua și ce le-a făcut? Că sunt companii private. Și a spus așa, că s-a dublat prețul, practic, la ei, la benzină. Păi, da, vedeți? Și a spus, deci, păi ce să fac? Ce prefera? Să dăm benzină ieftină sau Rusia să domine Europa? Deci, ei fiind un exportator de asemenea produse. Deci a crescut prețul la energie și în Statele Unite și la combustibil? A crescut. Deși ei au producție foarte mare și acoperă atât necesarul intern cât și exportă foarte mult. Deci inflația produce creșterile în lanț. Ca să respectăm regula, când vine o știre, o anunțăm. Sunt percheziții ample în 8 județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat cu 47 de mandate de aducere, dintre care 2 percheziții sunt în Neamț. Pe lângă Bihor, Sibiu, suntem într-o companie aleasă, Harghita, Teleorman, Vaslui, Mureș. E vorba despre grupare infracțională pe linia traficului internațional de autoturisme de lux. Da, ne-am păcălit, credeam că e altceva. Bun. Deci, cum e cu energia, cu combustibilul, ne-am lămurit. La energie, cum e? Păi, depinde din ce punct de vedere vă referiți. La momentul ăsta... Din același punct de vedere al consumatorului simplu.
La energie... Păi, tot ce a spus domnul senator, colegul meu de emisiune și de partid, are dreptate 100% din punct de vedere a prețurilor la carburant. Și sigur, măsura în primă fază pe care urmează să o ia guvernul condus de premierul Nicolae Ciucă este plafonarea, nu plafonarea, ci reducerea costurilor la pompă într-o negociere cu cei de la din piața serviciilor. Compensare. Așa, de aproximativ un leu. Ceea ce e o soluție binevenită pe termen scurt și probabil după cele 3 luni guvernul va avea și o analiză foarte eficientă în sensul de a vedea dacă prețurile într-adevăr la pompă au scăzut pentru beneficiar, adică pentru consumator, sau dacă ele au crescut. Și ulterior probabil vor fi luate alte măsuri. La energie suntem în continuare pe o zonă în care legiuitorul, Ministerul Energiei și Guvernul României a stabilit ca până la 31 martie anul viitor, 2023, avem plafonare la tot ceea ce înseamnă prețurile la furnizarea de energie, atât pe partea de curent cât și pe partea de gaze. Eu vă spun că e o măsură extrem de bine primită de populație, extrem de eficientă pentru populație și pentru consumatori și în același timp o măsură extrem de costisitoare pentru guvern, pentru că guvernul suportă diferențele de preț, care nu știu acum să vă spun exact care e calculul, dar calculul la un moment dat era undeva făcut de Ministerul Energiei de aproximativ 18 miliarde, 20 de miliarde de lei. Asta înseamnă aproximativ 4 miliarde de euro. E posibil să fie mai în evoluția așa a prețurilor la gaz. Numai săptămâna trecută s-a scumpit metru cub de gaz cu 200 de lei și în sănătate s-a scumpit și pe piața europeană. E posibil ca subvențiile astea, compensarea pe care statul o face, să fie mult mai costisitoare pentru guvernul României. Dar e important să vii cu astfel de măsuri în perioada de criză la energie pentru a putea susține pe de o parte sigur și mediul de afaceri, de business, dar foarte important să poți susții populația pentru a putea efectiv plăti, pentru că altfel prețul se aduce în pod, adică am avea prețuri halucinante de aproximativ, cred că 3 ori mai mari, fie la gaze, fie la energie, ceea ce e înspăimântător pentru populație, pentru oricare dintre noi. Ieri am primit o notificare de la furnizorul meu de curent electric și nici m-am uitat că la gaz. Vă anunțăm că prețul va fi 2 lei și nu știu cât. Zic, what? Ce? 2 lei și nu știu cât. Bun, zice, da, cât timp este plafonarea, deci plătiți la prețul ăla. Păi de asta vă spun eu, scuzați. De asta vă spun, măsura luată de guvernul lui Nicolae Ciucă, premierului Nicolae Ciucă, este o măsură extrem de eficientă și această măsură vine în colaborare directă dintre Guvern și Ministerul Energiei. Adică, fără această măsură de compensare, practic, intrăm în imposibilitatea de a mai plăti facturile. Foarte mulți dintre români intrăm în imposibilitatea de a plăti facturile, iar o altă bună parte efectiv munceau pentru a plăti aceste facturi și pentru, nu știu, pentru hrana de zi cu zi și altfel tăiau orice fel de altă cheltuială. Ar fi fost o nebunie. Ce e important de știut pe viitor e ca și măsură pentru, în primul rând, pentru tot ceea ce înseamnă firme, IMM-uri, pentru tot ceea ce înseamnă Horeca și nu doar producție, pentru tot ceea ce înseamnă stat, adică vorbim de primărie, Consiliul Județean, tot ce înseamnă imobile pe care statul le deține și care funcționează, se vor deschide programe începând cu septembrie 2022, anul curent, pe fonduri europene pentru a pune panouri fotovoltaice. Ca practic instituțiile statului să-și scadă consumul din sistemul public, iar plata facturilor să nu mai fie împovărătoare, ci să își producă fiecare energie. Aceeași măsură o are Ministerul Energiei în plan, în viitor, de a găsi o soluție și pentru populație. Pentru că astăzi noi putem depune doar pe Agenția Fondului de Mediu persoane fizice cu o subvenție de aproximativ 20.000 de lei, unde instalează aproximativ 3 kW, dar pe viitor e o soluție binevenită de a intra pe piața asta fotovoltaică, a resurselor regenerabile și a merge pe fotovoltaic, pe energie verde, dar nu doar că e verde și nu poluează în mediu, dar avem legea prosumatorului activă până în 2030, cu posibilitatea sigur de prelungire și după 2030, în care compensarea cu E1 sau cu furnizorul fiecare de energie e de 1 la 1, ceea ce e foarte important.
Da, produci vara și poți să... Sigur că da, iar sistemul stochează pentru tine 24 de luni energia pe care o dai în sistem. Adică sistemul funcționează pentru fiecare consumator ca o baterie uriașă, exact. În care tu dai și ții oricând ai nevoie și te compensezi. Când va funcționa, ceea ce e foarte important. Repede toată această schemă, ar fi bine. Problema este că întotdeauna ne lovim de același lucru. Schemele există, sunt, e vorba de lipsa de bani generată de, trebuie să dai bani ca să compensezi, trebuie să faci aia. Acum, ați atins o problemă interesantă și cred că aici este cheia multora dintre discuțiile care ar trebui făcute de acum încolo, la nivel de guvern, la nivel de economii în zona instituțiilor statului. Foarte important. Deci, economii în zona instituțiilor statului. În momentul când spunem instituțiilor statului, nu ne gândim, eu cel puțin, nu mă gândesc doar la ministere. Nu numai la guvern, și la primării, și la la tot ce înseamnă instituții de genul acesta. Pentru că aici este unul din locurile în care s-a acutizat boala aceea bugetofagă. Știți? Adică știți foarte bine care e situația. Că aici ce planuri sunt? Domnul Bălănescu, noi trebuie să le spunem oamenilor că economia e setată pe economie de război, că nu trăim vremuri normale. Ca să fim clari. Inflația crește, nu a început în România inflația, sau doar în România crește inflația. Crește în toată lumea. V-am dat exemple. Statele Unite, Marea Britanie, dacă vreți, Germania și toate țările din lume. Ori, repet, și de aia va veni notificarea la energie. De aia estimarea era de 18-19 miliarde și acum s-a dus undeva în jur de 38, dacă știu eu, niște calcule făcute de miliarde, deci, care trebuie prinse din buget pentru, numai pentru componenta de energie și de gaz. Da? Adică eforturile statului sunt mari. Ori, economia fiind setată pe economie de război, că asta e realitatea, noi nu trebuie să ne gândim acum decât cum să supraviețuim. Că asta e realitatea. E cruntă, dar asta e. N-am declanșat noi nici războiul cu Ucraina, l-au declanșat alții. N-am generat noi inflația. Cum se poate împăca asta? Vă întreb pe ambii. Ori, din discuțiile, să revin la întrebarea dumneavoastră, pe care le-am avut cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, este determinat să scadă consumul, cel puțin pe cheltuielile guvernamentale, pentru că nu există alte soluții. V-am spus, soluția ca să mai stopez din creșterea inflației, tocmai de aia a crescut prețul la energie, că a crescut inflația și imediat îți crește prețul și la energie. Inflația determină creșterea prețului, nu energia determină inflația, atenție. Da? Deci, ori, va face reduceri drastice de consum, cel puțin în zona guvernamentală, guvernul, asta vă o garantez. Și soluția e să bagi bani în investiții ca să stopezi inflația. Întreb. Cum se împacă partea asta de suportabilitate pe care trebuie să o ai în perioada asta cu investițiile care ar trebui să genereze locuri de muncă, să genereze o mai mare stabilitate economică și să potolească în felul ăsta inflația. Cum se împacă? Pentru că dacă tot cresc cheltuielile care vin din urmă, a spus 18-30, da, miliarde, cum se împacă? La ce renunțăm? Ce se discută la nivel parlamentar? Ce se discută la nivel guvernamental? La ce renunțăm în România în perioada următoare? Răspuns și eu și dumneavoastră. În primul rând, trebuie renunțate la cheltuielile nejustificate. Risipa. Risipa banului public, pentru că statul, de cele mai multe ori, nu este un foarte, foarte bun administrator la ceea ce deține, la ceea ce manageriază. Dacă ne uităm în general, o să vedem că sunt instituții care sunt instituții guvernamentale, instituții publice deconcentrate la nivelul regiunii, regionale, la nivelul fiecărui județ, care au lipsă de personal și care
Am discutat problema. Da, asta. Și care se chinuie să-și poată duce în, sau să-și pună în aplicare obiectivele. Și sunt alte instituții, de exemplu, foarte multe primării, consilii județene și alte instituții subordonate acestora care sunt la limita maximă atinsă de angajați. Pentru că acolo apare și mătușa, și nepotul, și soacra, și eu știu, fiul cuiva, și bruda cuiva, tot felul de obligații și de chestii de astea dâmbovițene de ale noastre de a încărca la maxim schema de personal, plus ducerea din punct de vedere a plafonului salarial din partea Consiliului Local și a primarilor la nivelul de maxim. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie plătiți eficient, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem salarii atractive și bune, pentru că sunt și foarte multe instituții unde dacă, de exemplu, vrei să angajezi un IT-ist bun, nu-ți vine nimeni la concurs, pentru că salariul comparativ cu privatul este net inferior, mult mai mic. Vrei un angajat bun și angajatul respectiv trebuie plătit la un preț corect, prețul pieței, trebuie să aibă o salarizare foarte atractivă și niște condiții de muncă foarte atractive ca să-ți vină să-ți lucreze, să plece în privat sau în străinătate. Dar asta se întâmplă în rare cazuri. De foarte multe ori, schemele de personal sunt supraîncărcate. Acolo ar trebui ca guvernul să intervină, să dea o limită generală pe cât poți să angajezi, pe câte compartimente în primării, în consiliul județene și, sigur, în aparatul central al statului, acolo trebuie să se facă să se opereze reduceri ale costurilor de funcționare și ale cheltuielilor pe care ministerele le au. Trebuie tăiate în același timp toate cheltuielile care sunt absolut nenecesare. Deplasări la business, deplasări la hoteluri de 5 stele, consumuri nejustificate pentru o grămadă de consilieri de la ministere până la ultima agenție sau ultima autoritate. Dom'le, trebuie să înțelegem că trăim vremuri neobișnuite grele. Deci eu stau și mă gândesc așa, ai câți consilieri sunt în momentul acesta? Eu n-am nicio problemă și cu acei administratori care sunt la primărie. Ok, sunt administrator când ei sunt... Când sunt chiar administratori. Când sunt administratori, dar când sunt doar cu numele puși acolo ca să-i dai o sinecură, deja la o primărie de comună mică, lucrul ăsta se simte. Da. Dacă primarul mai are și încă, nu știu cât are voie, 2-3 consilieri personali, depinde de gradul de mărime de primării. Deja lucrurile iau razna și după aceea stai și te uiți mai departe la nivelul cheltuielilor. Eu mă uit, suntem în perioadă de criză, da, și de inflație. Am văzut Consiliul Județean, de exemplu, își permite să plătească acum pe două scene 90.000 de lei pe bucată pentru 3 zile. Deci este... Până la urmă, pe de o parte ne plângem, pe de altă parte, totuși, o ducem bine. Domnul, nu o ducem bine. Oamenii nu realizează vremurile pe care le trăim. Dar ei n-au de ce să nu realizeze, pentru că ei nu-și pun problema zilei de mâine. Zilei de mâine. Pentru că salariile s-au dus în sus, pentru că, de ce să nu spunem, fiecare își mai rezolvă micile probleme pe care le are. De aceea s-a făcut acolo și un proiect pentru... Bine, hai să revin la ce vă spuneam. Mă rog, proiectul ăla de provenire pentru corupție, adică să nu mai ia șpagă, o chestie, proiect european. Deci ăla este un proiect senzațional. Deci este senzațional. Au simțit cei care au scris proiectul că există o vulnerabilitate. Probabil că li s-a spus, este o vulnerabilitate. Hai, instruiți-vă, măcar să știți cum să nu fiți prinși. Adică, nu știu, mie mi se pare senzațional să cheltui banii europeni pentru un proiect de genul ăsta. Faci 20 de ședințe, îi aduni pe băieți în sală și le spui, vedeți, și le dai exemple. Dar nu știți, Doru Conache a făcut cursul ăsta? Nu știu, nu... Bănuiesc că toți fac. Eram doar curios. Îi aduni în sală și spui, exemple, l-ați văzut pe primarul de la Cutare, l-ați văzut pe ăla? Și ea din sală stau să uită și zice, deschide telefonul, se duce, zice, căutare.
Consiliul Județean Neamț, probleme penale. Și încep să curgă. Și dar știți, noi aici, ei nu, noi aici ne pregătim ca să nu mai se întâmple. Să fim serioși. Și aici este o altă problemă. Vin bani europeni și îi cheltuim cum? Ne pregătim ca să avem funcționari incoruptibili unde? La CJ Neamț. La CJ Neamț. Este de noaptea minții. Nu, că asta e bine, să fie incoruptibil sau să nu se lase a fi corupți la un moment dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Eu sunt convins că ei sunt incoruptibili. Problema e că parte dintre ei, probabil chiar sunt, mare parte dintre ei chiar sunt și sunt oameni corecți și cu bun simț și muncitori, dar sunt și o parte dintre ei care, uitați, numai devreme de acum ceva timp în urmă, a căzut podul de la Luțca, dacă o aduceți bine aminte. Păi n-am văzut pe nimeni din CJ până la momentul ăsta. Aici nu mă refer la președintele CJ aici, mare atenție la Arsene. Mă refer la funcționarii care au permis, care au semnat că acel pod se poate redeschide circulației. Și vreau să, n-am văzut până acum de la CJ nicio poziție în sensul ăsta, să fac o anchetă proprie internă, să vadă, bă, care ați semnat pe procesul respectiv verbal. Sau cine și-a asumat cu subiect și predicat, vorbesc din punct de vedere tehnic. Exact, exact. X, Y, Z. Păi oamenii trebuie să răspundă și trebuie să răspundă repede și trebuie să răspundă din punct de vedere juridic, într-un mod cât mai intransigent. Știți care este problema? Că sunteți oameni cu experiență în politică. Și o să mai iau cuvântul pe subiectul ăsta, da. Că mai sunt două lucruri de punctat. Sunteți oameni cu experiență politică. Toți dați comunicate. Sunt comunicate, da. Care apar. În momentul în care nu-ți vine partea tehnică, după un asemenea dezastru, să spună ceva, tu care ești în afara unei instituții care nu comunică, nu face conferințe de presă, nu răspunde la întrebări, nu așa, ce ai de făcut? Te uiți pe ce comunică, cum comunică instituția și știți ce am găsit? Am găsit, e senzațional, 4 comunicate de presă ale Consiliului Județean, din 26 august, 19 octombrie, 28 octombrie, 3 noiembrie, deci anterior dării în folosință a podului, darea în folosință neoficială. Da? Și fără recepție. Fără recepție. Pe 26 august, o nouă etapă de modernizare a podului de la Lupsca se apropie de final. Și spune domnul Arsene, recunosc, la Lupsca este unul din proiectele pe care le urmăresc îndeaproape. Pentru că vreau să mă asigur că se lucrează eficient, conform recomandărilor specialiștilor și se respectă graficul de execuție. Este o asumare a președintelui care nu-i constructor. Domnul. Stați că n-am terminat. 26 august, rețineți data. Da. Pe 23 august, de la o altă instituție care aici pe plan local nu poate să comunice, că nu-i dă voie Bucureștiul, Inspectoratul de Stat în Constituție. Așa. Am aflat pe surse de la București că pe 23 august, cu 3 zile înainte de acest comunicat în care se spune că se apropie de final, o nouă fază de execuție, lucrările erau sistate. Au fost sistate, da. Lucrările erau sistate cu 3 zile înainte. Cum poți tu să vii, să dai un comunicat la 3 zile după sistare și să pui și poze cum se toarnă asfaltul, betonul pe pod? Deci, aici este marea problemă. De aceea are dreptate domnul Lazar când spune, ei, trebuia să iasă cineva și să spună, băi, asta e problema. Aici, da. Domnul Bălănescu, că se supără, sau s-a supărat și probabil o să se mai supere și sănătos să fie domnul Arsene pe Partidul Național Liberal, pe mine, pe domnul senator sau pe alți colegi, că unii i-au cerut demisia. Păi atâta timp cât tu patronezi CJ Neamț, ești președintele CJ Neamț, ai asumat public în nenumărate rânduri, în spațiu online și în mass media, că mare, podul de la Luțca e o mare realizare a mandatului său, că urmărește îndeaproape din punct de vedere tehnic a execuției lucrările de la Luțca, că garantează pe acel pod 50 de ani. Păi mă gândesc că el nu e de specialitate inginer constructor. Dar toate informațiile astea le-a avut de la aparatul tehnic de specialitate. Iar problema cu ISC-ul era arhicunoscută, domnul Bălănescu. Adică eram prefect în perioada aia și știam de problema cu ISC-ul. Că a oprit temporar lucrările de acolo din cauza că n-aveau proiectantul nu depusese abreviarul la
respectiva lucrare. Sunt chestii tehnice, dar unde vreau să punctez? Păi, în primul rând, atâta timp cât CJ, Neamț, nu-și face o anchetă proprie, adică eu să fost președinte, păi, bă, secunda 2, veniți toți, 3, 5, 10, care v-ați ocupat de povestea asta, prezentați, facem o anchetă în interiorul CJ-ului, îmi prezentați punctele de vedere, zicem cine a greșit, și secunda 2 plece acasă. Bă, secunda 2 plece acasă, a drăbat un pod, pe podul ăla puteau să moară oameni. Doar Dumnezeu a făcut în așa fel încât atunci să nu se circule să fie un autobuz, un microbuz școlar, copii sau cu oameni care se întorc de la muncă, care fac naveta și dezastrul care s-a pus la dus ca să nu ducă la o tragedie efectivă să fie pierdere de vieți omenești. Dar cei care au răspuns din punct de vedere tehnic să plece acasă a doua zi. Nu să mai stea domnul Arsene o lună, două, trei, un an să vadă, să gândească cine o fi greșit, dar nu poate să-i dea afară, pentru că acolo e Doru Conachi, sunt o șleactă de oameni care de ani și ani și ani de zile fac matrapa la zâlcuri de genul ăsta și acum, din nefericire, a căzut podul. Că drumurile ales nu cad, că nu e asfaltul de 10 cm și de 8, că nu e lățimea care trebuie și o leacă mai îngust, că nu e lungimea care trebuie și o leacă mai puțin, mai scurt, că nu e rețetarul care trebuie la beton. Adică toate lucrurile astea sunt arhicunoscute. Mai cad și alea, domnule. Cum? Mai ca și alea. Da, alea de la Bisericani. De la Bisericani, da, și acolo e ancheta. Adică sunt o grămadă de lucruri care se fac. Dar domnul Arsene, pentru că păstorește și efectiv nu se implică în a rezolva această problemă în interior, în casă, la dumnealui, la CJ Neamț. Are și el de suferit. Are și el de suferit și de atunci, și atunci normal că celelalte partide, ceilalți actori politici, celelalte instituții, îi cer un act de demisie, pentru că nu-și face treaba pentru a găsi vinovații. Așteaptă ancheta? Păi care anchetă o așteaptă? Poate să facă anchetă proprie, internă. Lucrurile pot continua, pentru că cinismul e maxim la Consiliul Județ. Noi am fost împreună la premierul Nicolae Ciucă. Și ne-a propus un pod pe piloni. Atenție! Nu, pe piloni, da, pe piloni, nu pontoane, nu pontoane. Da, pe piloni, făcut de armată. Și Consiliul Județean trebuia să plătească 250.000 de euro, plus mentenanța lui. Și zice, n-am, domne, bani Consiliul Județean, lăsând aproape 30.000 de cetățeni, care înconjoară pe la Gătiți. Înconjoară 17 km. Da? Adică pentru cetățenii din Județul Neamț, nu se pot găsi soluții. Dar să fac cu 2 milioane jumate un birou de lux, 2 milioane jumate de euro. Știu că noi am scris. Da? Asta se poate. Dar să fac porți de 2 milioane de euro la intrarea în județ, păi când tu ești principalul vinovat că a căzut podul ăla, ar trebui să devină prioritatea zero să pui la loc ceva. Bună. Vine armata să oferă să-ți facă pod pe piloni cu o bandă de mașini și pentru pietoni și tu zici, n-am, domne, bani. Dar pentru alte prostii și pentru alte lucruri, ai bani. Dați-mi voie să vă citesc ceva, comunicatul 4. Pentru spitalul ăla de la Lețcani s-au cheltuit 3 milioane jumate și stau bălăriile acolo, e nefuncțional, e închis și acum. Pe 3 noiembrie cu 12 zile, parcă pe 15 a fost. Nu știu că pe 13 noiembrie, dar... Cu 10 zile înainte, comunicat. Asfalt pe drumurile din zona podului de la Luțca. Odată cu apropierea de final a lucrărilor de la demonizarea podului de la Luțca, cel mai lung, știm, bobanat, etc., 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 finalul. Am reușit să-mi onorez promisiunea făcută locuitorilor din comunele Sagna, Doljești, Stănița, Bâra și Boghicea de a repara podul de la Luțca. Întâmplător, cele 5 comune, dacă nu mă înșel, da, toate sunt cu primari, nu, greșesc, Sagna, Doljești, Stănița, Bâra. Sagna, Doljești, Doljești PNL, da, de Doljești, Sagna, PSD, Stănița, PSD, Boghicea, fac PSD, mea culpa. Bâra, PSD. Acum, promisiunea este prăbușită. A căzut în apă, probabil. A căzut în apă. Dar eu vă mai spun, apropo, dacă să vedeți, președintele Consiliului Județean și-a asumat public și noua metodă, aceea cu fibra de carbon care va susține structura de rezistență și va întări grinzile. Este o declarație la o emisiune în care spune așa, avem nevoie de soluții inovatoare. Astăzi se pune fibra de carbon care va întări grinzile.
Este o lucrare complexă pe care o analizăm foarte bine și o inspectăm cel târziu la 2 săptămâni, pentru că vrem ca termenele și calitatea lucrurilor să fie respectate. Ajungem în același punct. Domnul Bună, știți că cu 20 de minute înainte să prăbușească a trecut un microbus cu elevi pe acolo? Și mai era un autobuz în spate. Unul în spate. La un minut ceva era unul în spate. Aici este marea problemă. Și pentru că nu se comunică pe tema asta, principalul care încasează, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. De ani de zile, Arsenie este un încasator foarte bun. El a încasat pentru toți. E paratrăsnet la PSD, e da. E paratrăsnet pentru toți. Da. Bun, cred că mai da. Aveți ceva de spus pe subiectul ăsta? Pe care subiect? Pe subiectul Luțca, demisie, demiteri. Pe subiectul Luțca, pe vis-a-vis de ce spunea domnul senator mai devreme, pentru că și oamenii trebuie să știe, nu căutăm doar vinovați, căutăm și soluții. Eu am fost împreună și cu domnul senator și domnul deputat la premierul Nicolae Ciucă pentru a găsi soluții. Prima soluție era cea provizorie cu podul pe piloni, pod care l-ar fi făcut armata în regim de urgență, adică foarte repede, și ar fi redeschis cale rutiere de acces către acele comunități unde sunt aproximativ între 25-30.000 de persoane care au necesitatea să vină spre Roman pe acel pod, nu sunt conjoare 16-17 km, pe un drum și așa cu foarte multe curbe și un drum destul de periculos unde sunt accidente, dacă nu o dată pe zi, la 2-3 zile, e un accident destul de urât acolo. Tot ce trebuia să facă CJ Neamț era să plătească armatei, că armata nu-ți face gratis, că e o armată profesionistă, armată NATO, numai armata de pe timpul în care trimitem soldații la scos cartofi sau la eu știu, la alte lucrări agricole sau de altă natură. Dar e o altfel de armată acum. Dar CJ Neamț, pentru că e beneficiar, e podul CJ Neamț, e proprietatea Consiliului Județean Neamț, acel sector de drum și acel pod sunt proprietatea Consiliului Județean Neamț. Ai promis că podul are 150 de ani, ai promis oamenilor din zonă, așa cum spune domnul Arsenie în materiale pe care le trimite la presă, că podul e o problemă rezolvată, că soluțiile tehnice sunt inovatoare, că betonul, că fibra de carbon, că asfaltul care pui acolo este de cea mai bună calitate, că inspectezi din săptămână în săptămână, ca să vezi stadiul lucrărilor, calitatea lucrărilor, că e mai importantă calitatea în cazul de față. Dar toate astea sunt minciuni. Minciuni, minciuni, minciuni. Adică vorbe și fapte zero. Fapte proaste, vorbe multe și mincinoase. Ei, ori, soluția pe care trebuia, din bun simț față de oamenii din zonă, din bun simț pentru tot județul Neamț, pe care trebuia domnul Arsenie să o pună în practică imediat, nici nu trebuia să stea pe gânduri o secundă, oricât ar fi cerut armata, să achite armatei prețul cerut și să pună la dispoziție imediat armata să vină cu logistica să facă acel pod pe pilon. 2. E datoria prefectului județului Neamț, acolo de demisie vom cere din nou, noi Partidul Național Liberal, pentru că este incompetent și nu știe ce are de făcut acolo la prefectură. Funcționează un comitet județean de situații de urgență, a cărui președinte și este. Sunt deja ca aproximativ 2 săptămâni de la tragedie. Nu am văzut să facă absolut nimic decât inventariază podurile prin județ și cheamă pe cei de la DRDP și alți specialiști să vadă dacă podurile celelalte, eu știu, de la Tupilat sau de aici, de la Girov, sunt cu probleme sau nu. Lucruri de altfel pe care, dacă le-ar fi documentat din istoricul Comitetului Județean de Situații de Urgență, ar fi văzut că au mai fost făcute astfel de proceduri să se discute despre siguranța acelor poduri. Dar trebuie să facă altceva. Trebuie să facă în regim de urgență, așa cum altă dată s-a făcut. Și nu vorbesc de mandatul meu, ci de mandatul celorlalți prefecți dinainte, că pe DN15 s-a făcut în regim de urgență și s-a aprobat de către guvern de 80 de milioane de euro. Tot pe regim de urgență spitalul. Tot pe regim de urgență spitalul. Tot în regim de urgență s-au dat alocări bugetare pentru Preotești, da? La Timișești, pentru continuarea lucrărilor la Slobozia, da? La Gorce Zemite, toate sunt dosare de nea acolo. La Ion Creangă, dacă nu mă șel. Ori aici trebuie în regim de urgență, și aici nu e vorba de DNA, nu e vorba de justiție, Doamne ferește, e vorba de lucruri corecte. Este urgență. Să ia cât de repede taurul de coarne, să intre în CJSU, să caute specialiști, să identifice soluția din punct de vedere tehnic și soluția financiară, să dea hotărâre de CJSU cu propunerea de HG să o trimită premierului, pentru că premierul și guvernul României asta așteaptă, pentru a putea aloca din fondul de rezervă bugetară, așa cum am discutat bani cu premierul, bani pentru un nou pod. Dar premierul nu poate să aloce bani pe o soluție pe care nu o cunoaște,
pe un standard de cost pe care nu-l cunoaște. Lucrurile astea de să le facă Comitetul Județean de Situații de Urgență, a cărui președinte este prefectul. Ori domnul prefect, care este cățelușul domnului Arsene, nu face absolut nimic, fără ordin de la stăpân. Din păcate, îmi pare rău să spun lucrurile astea, sunt lucruri adevărate, sunt lucruri pe care oamenii care lucrează în instituții le cunosc, dar sunt lucruri pe care dacă domnul prefect nu le face, că nu are voie de la șeful lui de partid, suferă aproximativ 30.000 de oameni. Și oamenii n-au culoare politică, nici de la Bura, nici de la Sânțeni, indiferent de culoarea primarului de acolo, că-s PNL, că-s PSD sau o altă culoare. Suferă oamenii. Nu suferă domnul primar neapărat, suferă oamenii de acolo din zonă. Și nu trebuie să fie o răzbunare față de oamenii aia. Bun. Pe de altă parte, ai refuzat podul pe piloni. Da. Poate ai o soluție. Păi nu are. Poate ai o soluție. Care? Mai ieftină, mai rapidă. Care? Păi nu are. Știu. Doar armata poate să facă. Lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare. Domnul Bălănescu, podul ăla pe piloni se făcea ultra rapid și rămânea acolo până identificai soluția până pe termen lung. Veneau banii pentru podul nou și se construia podul. Da? Corect. Spre ce vorbim? Ori lipsa de responsabilitate și de și nepăsarea față de oameni pentru mine e clară în situația asta. Adică refuz din start, că n-am bani. Da, ai bani pentru porți la intrarea în județ. Păi ai ales prioritate acum? Vă întreb eu așa. Bine, eu mi-am spus părerea de când a fost prima dată proiectul. Deci am spus că este un proiect, este o tichie, știți, de mărgăritar. Problema este, nimeni nu spune că nu trebuie să ai la intrarea în județ ceva care să mărcheze frumos și elegant. Dar, și dar le faci toate proiectele într-o ordine a priorității. Exact. S-a întâmplat nenorocirea aia, bun, hai să văd cum o remediez măcar. Păi da, dacă ai 2 milioane acolo, 2 milioane dincolo, mai ai încă 500 de mii acolo, acolo ia că-s 2 milioane jumate de euro. Noi să rămânim cu foarte mult interes Partidul Național Liberal, că acușa, suntem în jumatea lui iunie la momentul ăsta, chiar spre sfârșitul lunii iunie, o să rămânim și noi cu interes luna august sau septembrie, când va face domnul Arsene rectificare bugetară la CJ Neamț, să vedem cum distribuie banii. Deci să vedem, găsește atunci soluție oare pentru post sau găsește soluții pentru a-și hrăni aparatul de partid? Dar mai are o soluție. Da? Anghel Saline are 140 de miliarde de lei la Consiliul Județean. 140 de milioane de lei. De milioane. Milioane. Da. 1400 dacă sunt. Da. Păi 140 de milioane înseamnă cât în milioane? 25 de milioane de euro aproximativ. O parte poate să ia loc să construiască pod acolo. Corect. Da? Deci, da, nu cred că va intenționa treaba să nu se adu aici, vă contrazic, n-am reușit să vorbim noi la partid la noi, dar uite, vorbim acum de față cu domnul Bărescu. Facem ședință. Pentru că multe dintre obiective pe care CJ Neamț le are depuse pe Anghel Saline sunt deja licitate lucrările. Câștigător anunțat. Cine e, o să descopere domnul Bărescu, noi știm cine e. Sfirmele de casă ale PSD-ului și atunci nu știu dacă vor să le ducă pe pod. Că Anghel Saline pe pod înseamnă nouă licitație. Anghel Saline presupune mai multe lucruri și ar strica ceva ce e deja un făgaș. Că tot suntem la o discuție așa mai amicală. Eu nu înțeleg. Doamne, podul ăla, există un diriginte de șantier? 100%. Nu i-a spus nimeni numele. Unde lucrează dirigintele la de șantier? E la o firmă? E cumva angajatul Consiliului Județean? Dar există un proiectant? Da? Există un proiectant. Cine Necula. Este? Este. Aici s-a spus numele proiectantului, chiar și pe poza noi. Necula. Așa. Firma, domnului Necula. Da. Așa. Dom'le, există o asigurare a lucrării. Podul ăla era asigurat? Sunt niște bani care vin de la asigurare? Cum a fost la piață? Cum a fost în altă parte? Sunt niște lucruri care ar trebui discutate, da, domne, avem garanția de bună execuție. Sau nu avem. Avem banii care trebuie să vină la asigurare. Când? Peste un an, peste 6 luni, peste 7 luni. Avem un diriginte de șantier, poftim aici. El este un specialist, vine acum în fața dumneavoastră, aici alături de mine și vă spune de ce soluția cu fibre de carbon era mai bună decât soluția clasică. Adică, domne, chiar trăim într-o zonă a absurdului. Corect. Vorbim despre un pod care s-a prăbușit. Domnul Bărescu, până la urmă,
Partea tehnică e foarte importantă și toate detaliile discutate și de dumneavoastră de atâtea ori și discutate și în emisiune cu noi sunt foarte importante. Dar pentru omul simplu, care trăiește fie în Bâra, fie în Stănița, fie în Doljești, fie în Sarna, trebuie să existe un pod pe care să poată circula un în siguranță. Fă ceva, până se realizează o investiție destul de mare, masivă, ceva. Pe un pod, trebuie să ai o cale de rulare. Soluția cea mai la îndemână și cea mai rapidă era acel pod făcut de armată. Și clar, armata cred că în toate sondajele este cea mai serioasă instituție din România, adică nu aveam o problemă acolo că podul n-ar fi rezistat. Am terminat cu podul? Mai spun eu ceva și terminăm. Bine, terminăm cu podul. Dacă a fost invitat la emisiune la un post național. Și cei de acolo, erau mai mulți jurnaliști, așa, cei de acolo mă întrebau, domne, nu înțeleg, zice, cum a căzut podul fără proces verbal de recepție a lucrărilor, fără nimic, și nimeni n-a ieșit până acum să spună cine a dat drumul. Deci vorbeau ei, nu spuneam eu. Beneficiarul a dat drumul. Deci cine a dat drumul, cine și-a asumat, ăla care și-a asumat încă este acolo, pe funcție. Deci oameni care, unul din Arad, și domnule, zice, eu am și glumit, rătăi, doi, la voi cad podurile. Și domnule, stați un pic, zice, dar nu cad podurile. La noi, cum ar spune Mircea Bade, noaptea minții. Da, cam așa este. Bun. Domnul. Ce vorbim mai departe? Două intervenții, una domnul senator și una mea, vă rog, domnul. Vă rog frumos. Eu mi-am pierdut ideile. Ca să concluzionăm cu prețurile la energie. Dragi la combustibil, că de aici am plecat, da? Domnul Bălănescu, cererea și oferta îți dă prețul la combustibil. Ca să fie clar. Ori, nu întâmplător, premierul Ciucă și ministrul Popescu, dar și viceprim-ministrul Grindeanu și alții au fost în Emirate Arabe Unite, tocmai pentru a aduce petrol și gaze din Emirate. Azi mi se pare că ministrul Popescu e în Azerbaijan. La Baku, da. Da? Tocmai pentru asta. Pentru că dacă cererea și oferta, atunci ai enunți piața și atunci scade preț. Că n-ai alte soluții, repet. E soluția adoptată de azi și va fi transmisă de premier și probabil de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Că e o soluție temporară, pentru că uitați-vă ce se poate întâmpla. Scade prețul cu un leu, da, ajunge la 7 lei și lumea se duce și cumpără multă combustibil, crește iar cererea și iar se scumpesc prețul. Tocmai am primit pe Flux o știre că prețul barilului a scăzut la $110. Da. Dar nimeni nu spune celelalte costuri care sunt de la producător până la pompă. Da. Păi bine am spus eu. Nu? Referitor la mult discutat în ultima perioadă prin toată mass media a problema a creșterii taxelor în România, fiscalității până la urmă în România. Aici și eu și domnul senator să rog și pe domnul Eugen să intervină pe subiect. Poziția Partidul Național Liberal și a premierului Nicolae Ciucă a fost una foarte clară, extrem de tranșantă, că PNL, atât timp cât este la guvernare și conduce acest guvern, nu va mări taxele în România. Partidul Național Liberal nu renunță la cota unică, iar orice supraimpozitare sau orice taxă nouă, mai ales în această perioadă de criză economică și de inflație, pusă pe în cârca sau în spatele oamenilor de afaceri, nu face altceva decât să îngreuneze economia din România. Deci nu căutăm să punem taxe suplimentare. Acea taxă dorită de Marcel Ciolacu și de PSD, taxa de solidaritate. Era aia de lăcomia lui Liviu Dragnea, asta e de solidaritate, dar ele sunt cam tot pe acolo cumva. Diferența e de nume. Întotdeauna lăcomia și solidaritatea fac bună casă. Sunt mână în mână, da. Acea taxă de solidaritate, clar, Partidul Național Liberal nu o susține, iar taxele care sunt și impozitarea care este astăzi în vigoare, pe aceea se va merge pentru a avea predictibilitate pentru tot ceea ce înseamnă investiții în România, pentru tot ceea ce înseamnă firmele mari care au activități astăzi și le desfășoară în România și au investit sute de milioane sau miliarde de euro după caz. Avem nevoie de predictibilitate, de un sistem fiscal
lejer, suplu, care să atragă în continuare investiții străini, capital străin directe în România, care să simuleze angajarea pe piața forței de muncă a cât mai multor specialiști în România, nu să plece în străinătate, și pentru a avea o siguranță economică. Deci Partidul Național Liberal este în mod clar aliatul mediului de afaceri și este principalul partid din România care susține și este un partener predictibil, corect față de mediul de afaceri și înțelegem foarte bine ceea ce sunt lucrurile care sunt prioritare pentru sistemul de business din România. Domnul senator. Domnul, noi când am introdus cota unică în 2005, am introdus-o din mai multe motive, dar principalul motiv era că statul român nu avea capacitate administrativă pentru impozit progresiv. Nu avea. Azi, cu atât mai mult, capacitatea statului român e diminuată, adică comparativ cu 2005. Impozit progresiv nu poți introduce azi în România, trebuie de trei ori mai mulți angajați super profesioniști la fisc decât are acum și n-ai de unde să-i găsești, școlarizat, și asta înseamnă minim 3, 4, 5 ani de zile să-i pregătești. 2. Nu ne permitem să introducem impozit progresiv, pentru că impozitul progresiv încurajează consumul. Consumul se duce direct în inflație. Cota unică de impozitare încurajează investiție. De asta are nevoie România, de investiții și de diminuarea drastică a cheltuielilor statului ca să scazi inflația. Nu invers. Da? 3. Dacă am introduce impozit progresiv, domnul Bălănescu, toate firmele și autohtone și alea care vor să investească în România pleacă în Bulgaria, că au cotă unică de 10%, sau în Ungaria, că au cotă unică. Noi nu trăim lângă Franța și lângă Germania, trăim lângă Ungaria cu cotă unică ca noi de 16% și lângă Bulgaria cu cotă unică de 10%. Da? Adică trebuie să ții cont și de arealul în care funcționează economia. Da, deci îți dispar, mari, nu-ți vin, îți clar, dispar investițiile și îți dispar și o parte și din companiile din, din România. Mulți au ales Ungaria. Da, mai mult, tu nefăcând un sistem fiscal predictibil pentru companii, riști ca lumea să plece la bulgari sau la unguri. E ceea simplu. Ce înseamnă, intrând după aia pe zona gri. Intri, eu, adică încurajez în loc să eu aș face altceva, ce am promis și în campania electorală. De exemplu, aș face o reducere a fiscalității pe a costului fiscal, nu a fiscal, a costului fiscal pe salariat. Pentru că noi azi România avem cel mai mare cost fiscal per salariat din Uniunea Europeană, 41,5%, în timp ce media europeană e 25%, Germania are 26%. Noi numai CAS-ul avem 25%. Da? Bun, dar asta nu înseamnă mai puțin bani la... Nu înseamnă, pentru că Ministerul de Finanțe încasează din CAS, de exemplu, știți cât? În mare taxa, încasează 60%, 40% nu încasează, pentru că lumea nu-și permite să plătească atât de mult. Da? Patronul îi dă salariu minim și după aia mai dă la... Ei, mai dă ceva, tu da. Cum scoți economia gri din gri și o aduci legală? Căzând taxele, numărindu-le. Ori, în perioada de criză economică, domnul Bălănescu, în cel mai rău caz îngheți sistemul actual de taxare. Orice taxă pui suplimentar, efectul ei este invers decât cel pe care... Adică ei spun, domne, punem taxe, ne vin bani și aruncăm în protecții sociale sau nu știu eu ce. Nu e adevărat, îți vin mai puțin bani. Efectul invers în criza economică. Când mărești taxele, îți scad încasările la buget. Deci despre asta vorbim. Asta s-a întâmplat în orice criză de pe planeta Pământ, nu numai în România. Ori, dacă nu învățăm din crize, în cel mai rău caz, repet, îngheți sistemul de taxe și impozite și nici într-un caz nu-l crești. Și nici într-un caz nu adaugi taxe noi. Da? Îl îngheți sau dacă poți, îl scazi. Și aici putem umbla la costul fiscal pe salariat.
Eu am o propunere, de exemplu, pe care am discutat-o și cu premierul, probabil o să materializeze în ordonanță de urgență, să vedem, ca să dăm vouchere de vacanță și salariaților din sistemul privat și să le deducem din cease, din cota de cease. Acum, în timp ce dumneavoastră vorbeați, mă gândeam că o măsură care ar fi, s-ar putea lua rapid, ar fi chiar și pe perioadă determinată, deși aici e discutabil. Dom'le, cât avem taxa? 25, ați spus, da? CASE-ul. CASE-ul, 25. E CASE-ul 10? Da, CASE-ul. Hai, dom'le, să facem așa. Întreprinzătorii care au firme, care așa. Pe perioadă de 6 luni, 10% din CASE se duce direct la salariat în salariul salariat. Și ar fi o soluție extrem de rapidă și atunci și cel care dă CASE-ul știind că are o problemă. Da, dar încurajez tot consumul. Da, da. Și asta se duce tot în inflație. Eu am spus, am înțeles ce deducem vouchere de vacanțe și la salariații în sectorul privat, reîmprospătez turismul cu servicii, reîmprospătez economia, că le dai vouchere de vacanță să facă turism în România, nu în altă parte. Și mai e o soluție pe care le recomand oamenilor, să consume produse românești. Că și asta duce la scăderea inflației. Cu cât acum consumă mai multe produse românești, cu atât e mai bine. Cu cât consumă mai multe produse străine, cu atât crește inflația. Da. Oameni buni, ați văzut, am vorbit despre energie, inflație, Ionel Arsene, nu neapărat în ordinea asta. Am vorbit despre podul de la Luțca, am vorbit despre soluții, să vedem în ce măsură ele vor putea fi și aplicate, pentru că lucrurile se derulează extrem de rapid și ce vorbești astăzi nu știi dacă mai este valabil peste o săptămână. Hai să încheiem într-un mod optimist. Eu m-am bucurat maxim aseară când am văzut ce înseamnă performanța și modul în care ea este materializată și vizualizată, ca să spun așa. Un puști de 17 ani a reușit să-l facă pe ministrul UDMR al României, UDMR al sporturilor din România, să-l aplaude la Budapesta în momentul în care avea tricolorul pe umeri. Dar tot la Budapesta, naționala de volei în România, bătu naționala Ungariei și domn ministru n-a fost fericit. Da, da, acolo, și naționala acolo nu s-a dus pentru că era vorba de fete și orice manifestare. Glumim acum. Orice manifestare în sala. Glumim. Noi, fete, s-ar fi ce putut poți să-i spui lui David Popor? Felicitări, altceva ce poți zice. Nu, deci mie mi-a plăcut că a avut acea conștiință să se plimbe cu tricolorul într-o sală din Budapesta, pentru că întotdeauna lucrurile astea rămân și au o anumită simbolistică. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și pentru invitație. Și vă doresc și dumneavoastră și tuturor o zi frumoasă. Vine sfârșitul de săptămână pe care... Oricum, e un sfârșit de săptămână interesant în Piatra Neamț, da, în zile municipiului Piatra Neamț. Asta vreau să spun. Vine sfârșitul de săptămână pe care unii îl numesc weekend și în Piatra va fi o ofertă interesantă. Eu vă spun, nu uitați să veniți și la taxi, pentru că eu sper ca taxi să cânte și să cânte mult și bine. Și taxi și sub Carpați, cred că duminică vor fi trei zile interesante de evenimente în Piatra Neamț. Și eu chiar o să vin și vineri și sâmbătă în Piatra. E și Gașca Azurului pentru cei care au copii și eu am absolut copii și da, chiar interesat okay de treaba am asta, publicat, cred că sâmbătă undeva proiectul, la 6 va fi Gașca Azurului, adică sunt activități și pentru... Și Laura Lavric. Da, cu... și pentru tinere și pentru cei mai în vârstă și pentru copii, adică sunt 3 zile pline în Piatra și felicit pentru, în acest sens, și pe domnul primar și Consiliul Local pentru activitățile pe care le vor face în Piatra. Da, acum chiar ne luăm la revedere. Numai bine, am terminat apa, am terminat cafeaua, am terminat emisiunea. Subiectele, emisiunea. Cele bune, Bogdan, taie-ne!